O delegație a Bisericii Ortodoxe a Greciei va aduce de la mănăstirea Egina mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nectarie, spre cinstire și închinare. Insula Egina este locul unde Sfântul a păstorit poporul lui Dumnezeu, iar mănăstirea a fost ctitorită chiar de Sfântul Nectarie în timpul vieții sale. Mâna sa dreaptă este, după cum spune înalpreasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, cea cu care Sfântul Ierarh a binecuvântat, mângâiat și ocrotit pe toți cei care veneau cu credință și cu dragoste la el. Ca răsplătire pentru această dragoste purtată credincioșilor, Dumnezeu l-a hărăzit pe Sfântul Nectarie cu darul tămăduirii bolilor sufletești și trupești, în special cele de cancer. Sâmbătă, pe 20 februarie, la ora 16, sfintele moaște aduse de către delegația greacă vor fi întâmpinate la intrarea în satul Gheorghițen dinspre Vatra Dornei de către înalpreasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, eveniment la care sunt așteptați să participe numeroși credincioși. După întâmpinare, sfintele moaște vor fi conduse în procesiune spre mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Procopie și Elisabeta din localitatea Dornarini. Aici, pentru a se cinsti sosirea sfintelor moaște, în biserica de lemn a mănăstirii se va face în mod neîntrerupt de la ora 17 slujba privegherii, iar la miezul nopții de sâmbătă spre duminică slujba Sfintei Liturghii. Duminică, pe 21 februarie, începând cu ora 9, înalpreasfințitul Teodosie va săvârși Sfânta Liturghie arhierească în demisorul Bisericii Mare a Mănăstirii cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Răspunsurile liturgice vor fi date de către corala bărbătească ortodoxă Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului. Sfintele moaște vor rămâne la mănăstire spre cinstire până în dimineața zilei de luni 22 februarie. Evenimentul este prilejuit de aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie în Arhiepiscopia Tomisului pentru sărbătorirea celui de-al doilea hram al bisericii, Sfântul Ierarh Nectarie la Constanța, Sfântul Teodor Tiron, 17 februarie. Sfântul Ierarh Nectarie este unul dintre cei mai noi sfinți canonizați în Biserica Greciei și unul dintre cei mai mari teologi ai începutului de secol 20.